Abordarea biopsihosocială își are rădăcinile într-o personalitate emblematică a Institutului de Psihiatrie Socola, și anume cea a profesorului Petre Brânzei. Din perspectiva dependenței de alcool, această abordare urmează un traseu logic, procesul de tratare al pacientului în spital și mai apoi perioada de recuperare. Cel mai important pentru tratarea pacientului rămâne suportul familial. Demersurile legislative impun obligatoriu ca noi să manageriem aceste dependențe în trei mari direcții care sunt practic succesive, și anume o fază de dezintoxicare care se realizează de cele mai multe ori în spital, întrucât un sevraj etanolic poate amenința viața pacientului, iar delirium tremens, chiar și cu asistență medicală de specialitate, în jumătate din cazuri sevrajul complicat se soldează cu decesul. Dar ulterior avem un pacient fragil, un pacient cu o schemă de tratament, cu aceleași probleme și cu un deficit psihologic, somatic și social, care mai are nevoie de timp, după părerea mea, cam de 2 ani, până când reușește să consolideze abstinența relativă. Problema adicției la alcool ar trebui privită din mai multe perspective, mai ales de către cei din mediul social, pentru ca pacientul să poată să se integreze și să depășească această etapă. Ultima fază a perspectivei biopsihosociale de abordarea adicțiilor în general, dar în special pe zona de alcool, care este aceeași cu legea, deci legea e construită așa, e legată de grupurile de suport. E nevoie ca acei pacienți să participe săptămânal sau la 2 săptămâni la grupuri de suport, care ce fac ele? Reunesc, dacă vreți, principiile de bază ecologice. Ecologice nu în sensul de, în sensul de microsistem. Într-un grup de suport e un președinte și sunt reprezentanți sociali din diferite medii, care ce fac? Reconstruiesc artificial un microsistem la care pacientul se poate raporta. Statisticile în ceea ce privește consumul de alcool din România sunt alarmante. Medicii ne oferă informații care ar trebui să ne sperie, privind locul nostru în topul consumului. Nu mai mult suport în societate, cred că putere în cea mai ușor la adicțiilor pentru alcool. Cu certitudine, pentru că noi în România, deși suntem pe primul loc la consumul de alcool la bărbați în lume, fac o pauză lungă ca să se înțeleagă clar, e studiul lui Greenwald, Max Greenwald de la Universitatea din Washington, bem 1,2 unități de alcool, asta înseamnă 8 beri de 0,33 în medie. Ori bea ca tot omul, ori este un alcoolic notoriu și este repudiat de societate, marginalizat și nu mai are parte nici de suport social și nici guvernamental. Trebuie să ajungem la o cale de mijloc. Avem nevoie de un plan național pe alcool. Situația celor care ajung la spital din cauza acestei adicții este una dezastruoasă, întrucât cei mai mulți pacienți recidivează.